Pentru că vreau să propotit, sunt peste 30 de ani, timp în care în cardiologie și de fapt în tot spitalul nu s-au făcut decât mici renovări, mici corecturi, dar niciodată nu s-a făcut o astfel de reparație completă, reparație capitală a unei clădiri. Dar noi am fost beneficiari nu numai a reparației, ci și a schimbării complete a dotării cardiologiei, astfel încât poate că o să o luați ca și o glumă. Dar nouă ni s-a spus, astăzi vă mutați, goliți toată cardiologia, dar a fost golită complet, în sensul că n-au rămas decât pernele. Deci totul a fost dat la casat, de la lenjerie, de la aparatură, de la tot ce vreți. Astfel încât ce ați văzut dumneavoastră prin această scurtă vizită este absolut nou. Aparatura, deci grupurile sanitare care sunt, se spunea, nu veni la spitalul 2 pentru că grupurile sanitare nu pot fi folosite, iar acum, dacă vreți, sunt la noi acasă. Așa cum a spus și doamna primar, problema va fi să întreținem. Din punctul nostru de vedere, întreținerea e ok. Acum va trebui să ducem încă de educație, dacă vreți, pentru pacienți care vor trebui să se comporte în cardiologie ca și acasă. Da? Totul să fie manevrat cu grijă și respectat, să fie respectate normele noastre interioare de regulament, dacă vreți, de conduită în spital. Vreau să apreciez faptul că actuala conducere și, bineînțeles, cu ajutorul doamnei primar, au fost cei care au trecut peste eternul nu se poate. Deci totdeauna când încercam să facem ceva, primul cuvânt era nu se poate. Și motivele începeau să fie înșirate. Așa am pățit și de data asta, când spuneam, trebuie să schimbăm cutarea. Nu se poate. Trebuie să schimbăm ușile. Nu se poate. Și după cum vedeți, totul s-a putut, inclusiv reparația tavanelor, de fapt, și a acoperișului. Vreau să vă spun că aici am avut momentele în care ne-a plouat în saloane, ne-a căzut tencuială peste pacienți. Sunt lucruri de bucătărie interioară pe care poate n-ar fi trebuit să vi le dezvălui, dar care au fost reparate în acest moment. Poate că este una din cele mai moderne secții de clinică medicală din oraș. Nu știu cum sunt toate celelalte, știu doar obstetrica, ginecologia care este la standarde, dar noi cred că în acest moment suntem peste standarde. Mult mai da, și vreau să spun că în afară de curățenia care este exemplară în acest moment și o să o întreținem, avem și aparatura de ultimă oră care este la nivelul unui spital municipal, adică nu spunem că avem angiograf sau alte lucruri care se găsesc în alte clinici la nivelul Craiovei sau în fine, o să fie pus în funcțiune la spitalul județean. Dar avem test de efort care se poate face la bicicletă, avem electrocardiografe noi, tensiometre noi și de calitate și, bineînțeles, bomboana cu care noi ne lăudăm este ecograful pe care ne l-am dorit de 30 de ani, n-am avut niciodată, este prima dată că secția de cardiologie a Spitalului Clinic Municipal Filantropia beneficiază de un ecocardiograf cu Doppler și cu Doppler color, așa cum sunt dotate toate celelalte cardiologii din orice oraș din țară. Câți pacienți aveți în lunară în secție? Secția are 35 de paturi, iar rulajul pe vechea cardiologie, care era urâtă, dar acum o să fie frumoasă și suntem siguri că va crește, era în jur de 100 de pacienți pe lună, astfel încât noi îngrijim în jur de 1200-1300 de pacienți pe an. În general nu sunt bolnavi de gravitate, cum să vă zic eu, acuți, pentru că medicina acum ne obligă la niște trepte de spital, adică eu n-am voie să monitorizez sau să internez un pacient cu infarct acut. Sunt obligată pe programul național să-l trimit la județean și de acolo să fie trimis mai departe pentru procedurile noi de revascularizație, de pus de stent, bypass-uri și așa mai departe. Deci nici la nivelul Craiovei nu se poate face, dar suntem obligați să respectăm aceste trepte. Dar pacienții noștri sunt gravi pentru că sunt bolnavi cronici, care de multe ori reușim să-i echilibrăm pentru că vin la noi acutizați. Deci orice boală cronică, da? Noi nu suntem, noi cardiologia nu facem parte dintre medicii care spunem, domne, te-am vindecat. Nu, noi doar reușim să stabilizăm un pacient. Bolile cardiologice intră majoritatea
în categoria de boli cronice pe care trebuie să le ținem într-un echilibru. Din diverse motive, pacienții reușesc să-și iese, da? Reușesc în ghilimele în sensul negativ, da? Și se decompensează. Toate aceste decompensări ajung la noi. Îi reechilibrăm și sunt pacienții noștri vechi de ani de zile cu care aproape ne cunoaștem și lucrurile din familie până la urmă. Vin și spun. Poate să reamintea și alte secții? Este un lucru la care nu pot să vă răspund. M-a interesat în special secția de ambulatoriu. Doamna director, trebuie să ne mutăm de acolo. Unde anume? Doamna primar mi-a dat clădirea postului de DNA. S-a mutat spitalul la DNA. Ambulatoriu. Dar doar era partea de ambulatoriu, pentru că acolo am avut o problemă, în sensul că s-a prăbușit toate, de fapt, secțiile spitalului Filantropia și nu numai, era un pericol de prăbușire. Asta pentru că, așa cum ați auzit de la doamna doctor care e aici de 30 de ani, de 30 de ani nu s-au făcut niciodată investiții masive în sănătate. E bine, noi am început să facem aceste investiții. Practic, putem să spunem că suntem în grafic, în momentul când vom avea spitalul municipal, atunci va fi totul foarte bine pus la punct. Până atunci sunt câteva secții în care nu mai putem să investim, pentru că clădirile nu ne aparțin în primul rând. Este vorba de medicalele care sunt peste drum și, după cum știți, clădirea a fost reprezentată și desfigurată în distanță de casa de pensie. Clar că acolo nu mai putem să facem niciun fel de investiții și atunci căutăm de fiecare dată soluții de avarie până la mutarea definitivă la Spitalul Filantropia, nu la Spitalul Municipal. Acum este sigur că va fi o mutare temporară și vechea clădire, vechiul ambulatoriu va fi refăcut. Anul viitor vom intra pe partea de investiții ca să se refacă întreaga clădire. Sunt condiții în clădirea postului SVDNA pentru desfășurarea activității medicilor? Este o clădire nouă, cu domnie schimbată, totul este la standard. Încercăm să facem circuitele care să adapteze. Doamna director, veniți în partea asta când... Hai. Deja am început. Hai să rămân. Deci, clădirea ambulatorului de specialitate a fost, deja de astăzi au început să mutăm cabinetele în fosta clădire a DNA-ului, care cu ajutorul cu sprijinul doamnei primar ne-a lăsat-o pentru câteva luni, o situație temporară. În fiecare cabinet i-am găsit locația respectivă, circuitele sunt pentru un ambulatoriu de specialitate și de astăzi deja au început mutările. Deci avem toate condițiile. Da.